Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru și ne întâlnim în această seară în studioul Mix TV cu doi artiști, doi oaspeți speciali. Revine alături de noi micuța Alexandra Băncilă, nume de scenă Alexa. Bună seara, Alexa, bun revenit la noi. Iar la dreapta Alexe este noul colaborator, Ciro De Luca, un artist italiano-român, româno-italian. Ne veți spune dumneavoastră cum bună vă seara, simțiți. Bine. Bună seara! Bun venit. Româno-italian sau italiano-român? Român-italian. Român-italian, pentru că sună mai bine și pentru că mi-ați mărturisit înainte de începerea emisiunii că petreceți mult mai mult timp în România acum din punct de vedere artistic și că aici cunoașteți o împlinire mai importantă decât în Italia, unde v-ați născut, la Napoli. Din mamă româncă însă. Da. V-ați petrecut multe vacanțe în România. Da, fiecare unde? Vară, tot în zona în Fetești, dar veneam și pe la munte, și la munte. România am învățat să schiez, da. Până la Brașov, și mi-a plăcut, noi suntem doi frați, da. Dar... Sufletul de român e mai pronunțat la Ciro. Da, la Ciro, da. Fratele, da. Ce face? E în Italia, lucrează în domeniul IT, dar soția lui tot româncă-i. Deci eu cumva asta place, e o atracție magică, da. Să fie o viață anterioară, să fie o chemare a pământului, este clar. Aici mă simt acasă. Nu știu, m-am născut la Napoli, iubesc și Italia, dar eu aici mă simt bine, în România. În România. În țara mamei mele. Da. Când veniți în România, în care zonă trageți? Aveți o casă în România? Cum vă gospodăriți? Tot în Bărăganu, în zona Bărăganu-Dobrici, tot în Slobozia. Acolo v-ați stabilit. Da. Mama fiind e în Fetești, cartierul general. Cartierul general, da. Da. Dar veniți la munte și iată, aveți multe colaborări. O colaborare cu micuța noastră artistă. Ce face Alexa acum în vacanță? Foarte bine. E foarte bine? Da. Câte ore cânti pe zi? Două ore. Ai un program strict? Asta ține de muncă sau de plăcere? Tu cum o consideri? De plăcere. E plăcere încă. Și aveți o surpriză pentru noi în acest weekend. Da. Cine ne povestește? Sau cât ne puteți spune dacă e surpriză? O să lansăm o nouă piesă în Bran. În Bran? Și ce se mai întâmplă duminică? Și duminică o să fie ziua mea. Câți fac 8 ani. Faci 8 ani. La mulți ani, îți spunem de acum. Un cadou și, pentru Alexa. Da. Și sâmbătă, în cadrul acestui festival Dracula Music Contest, chiar la Bran. Da. La Dracula acasă. Da, la Dracula acasă. Cu ea, care nu mai știu dacă e din Bran sau de Napoli, pentru că eu acum lucrez cu ea și am învățat napoleta. Uneori... Uneori vorbiți în italiană, nu? În napoletană. În napoletană. E un dialect diferit de italiana aproape oficială. E o altă limbă. E aproape o altă limbă. Vor să o facă chiar limba națională, pentru că e aparte. Având Italia dominația spaniolă, veniu de două Sicilie, cu Napoli și Palermo, și atunci... Amprenta spaniolă e mai pronunțată decât cea italiană. Și am început să lucrăm, pentru că o să lansăm numai piesa aceasta, că unde o cânt eu în napoletană, ea în română, dar va fi și o altă piesă, aproape gata, așa, 95%, unde ea va cânta napoletană. Am înțeles și probabil lansarea o veți face la Napoli. Îți place italiana, îți place napoletana? Da, foarte mult. Da? Deci nu ai talent doar la muzică, având ureche muzicală, probabil vă fac învață un text, ușor. Așa, și am auzit-o numai în mașină un pic. Ia să-ți dau eu tonul așa și tu vei cu când mama da fată. U, 2, 3 și... Când mama dă da fată, când mama dă da fată, boza pe cum o făcetă, boza pe cum o făcetă. Nu ce bisogna zingără, v-am divina cum ce... Cum da fată, mamă da, o să-ți mai iei.
Super, super, felicitări. Să revenim la un italian overo sau un român overo, cum să cum să-i spunem lui Ciro de Luca. Înțeleg că în copilărie, în adolescență, de fapt, a fost o colaborare cu televiziunea, deci cumva și destinele sunt asemănătoare. Un pic mai copt așa Luca, Ciro de Luca, 13-17 ani, o emisiune se numea ceva de genul Dacă totul merge bine, suntem ruinați. Eu eram un imitator, imitam diferite personaje, politicieni, cântăreți, actori, făceam parodii, am mers 4 ani, pe urmă a trebuit să... Pe urmă v-ați gândit la ceva serios și v-ați dus la Academia de Carabinieri și ați fost și carabinier, ofițer 11 ani, timp în care presupun că ați mai cântat. Ați cântat de plăcere. Pasiunea mea, nu de pentru nu muzică, poți pentru renunța artă, niciodată. Teatru n-am lăsat-o niciodată. Nu pot să renunț așa ceva. Dar în final ați renunțat la Academie și la jobul acesta de ofițer. Nu era de dumneavoastră. Și m-am hotărât să mă stabilesc în România. Am colaborat cu 10 ani cu Teatrul de Revistă Constantin Tănase în București. Turnee litoral și am avut onoarea de a reprezenta România, țara unde s-a născut mama mea, la Eurovision în 2007 cu trupa Todo Mundo. Iată un destin foarte, foarte frumos și foarte interesant, să-l vedem pe Ciro de Luca cu Dance Amore, una dintre piesele cele mai de succes, care îl reprezintă pe invitatul meu din această seară. Iar tu îi dai culoare. Acum dansez cu tine și totul e bine. Iar tu îi dai culoare. Acum dansez cu tine și totul e bine. La mia vita e solo amore, nel mare del mio cuore. Per me tu sei speciale, se vieni qui a ballare. În viața mea e soare, iar tu îi dai culoare. Acum dansez cu tine și totul e bine. Iar tu îi dai culoare. Acum dansez cu tine și totul e bine. La mia vita e solo amore, nel mare del mio cuore. Per me tu sei speciale, se vieni qui a ballare. În viața mea e soare, iar tu îi dai culoare. Acum dansez cu tine și totul e bine. Viața mea e soare, iar tu îi dai culoare. Îți plac melodiile lui Ciro? Da.
Da, le-ai ascultat pe toate, cele celebre. Da. Da. Piano, piano. Încet, încet. Mă gândesc atunci când te pregătești de o colaborare, îți studiezi partenerul, nu? Trebuie să vezi cum cântă, cum să te adaptezi la stilul, la stilul lui. Uite, melodia asta are 11 ani, a spus Ciro. Deci e mult mai în vârstă decât tine. Una dintre primele melodii cu videoclip, da. 11 ani iată au trecut, da, ca o clipă. O melodie pe care o cântați și în română și în italiană. Și, da, a fost o... Era la începutul, am fost, da, la început, m-am gândit, carierei în România. Eu sunt semi, român-italian. Hai să încep să... efectul ăsta de a cânta și italian și... Să cumulați ambele componente. Am fost promotor, să spun. Da, să promovați această... Până la urmă e o mare asemănare între cele două, da, limbi. Suntem între același trunchi latin. Deci, popor latin. Da, ca și limba spaniolă. Și încet, încet, acum au ajuns 2 milioane de români în Italia. Sunt și italieni în România, foarte mult. Mult mai puțini. Mult mai puțini, da. În general, drumul în sens invers nu prea se face. Cred că dar mai puțini italieni care vin la noi. Să fiu mai schimbat. La un moment dat se va schimba. Am înțeles. Cum ai cunoscut Alexa? Păi, eu am fost la un festival și... La ce festival? De mult? Da, de mult. De mult? Și am câștigat un premiu și trebuia să cânt cu Ciro. Cum așa? Cum s-a întâmplat să cânți cu el? De ce trebuia să cânți cu el? Era și Ciro la festival? Da, era în juriu. Era în juriu. Și cine câștiga premiul cânta cu Ciro? Era premiu cumva? Era pe post de premiu? Da, și ea a cântat melodia Sono Bugiardo, Tu Mincinoasă. În italiană. Da, pentru că e... Ți-aduce aminte cum suna? Ia. L'amore mi fa molto, molto ridere, e mai io dico ma ci crederò. L'amore è quello vero, non esiste più, dopo l'improvviso arrivi tu. Se guardo te, io sono bugiarda, l'amore c'è, è dentro di me. Amo te, sono bugiarda, bugiarda, lo so. Dar de ce ești mincinoasă și de ce cânti cu atâta dezinvoltură că ești mincinoasă, recunoști așa în fața noastră? Și eu mi-am zis, dă-mi bran, Alexandru Bancilă, dă-mi bran, cântă italian așa, unul dintre părinții... Va impresiona faptul că ea cânta în italian? O fi italian, ca mine și mama româncă... Vreo rădăcină, ceva... Când aud că e dă-mi bran, nimic, părinții... Am rămas surprins. Oricum, a luat 10 de la mine, 10 pe linie, nu? Se pare că era 10 meritat, nu pentru că meritat. A cântat în italiană, nu, nu, deci nu era doar componenta afectivă. Nu, uneori alții mai cântă în italiană, eu sunt foarte... Deci rămâneți critic. Așa. Alexa... Și atunci a trebuit să cânte cu mine și ne-am gândit la o piesă... V-ați dat seama că se și potrivesc. Da, să nu și... facem piesele alea, dar zic, mai hai să creăm o piesă, o... scriem textul și ați creat piesa macheroni împreună, da. O vom asculta la final de emisiune. Până atunci însă vreau să mai povestim cu Ciro de Luca. Deci momentul acela frumos când ați reprezentat România la, da, Eurovision, Iubi, Iubi, I love you, așa se numea, da, melodia, am înțeles. Cum a fost experiența? Proiectul totul mondo. Experiența Eurovision, nu prea fericite experiențele românești la Eurovision. Da, dar totuși m-am luat locul 13 din 44 de țări sau 46, nu știu cât erau. Deci o poziționare onorantă. Da. Și v-ați simțit foarte român. Da. Mândria de a reprezenta țara. E ceva... Nu pot să descriu cuvinte așa. E o senzație tare, tare de tot. Turneile, când mergeam, am fost în Ucraina, în Grecia, în Cipru, Malta, ne-au primit. Mama dumneavoastră și-a dorit să cântați în românește? Să... La începutul, na, mama nu prea... Nu prea, ar fi vrut o altă carieră. Altă carieră, da. Pe urma... La carabinieri acolo. Da, e cu Italia. Da, da. În Italia. A fost surprinsă, nu? Făcând drumul spre... Mult, mult, spre 68, Italia, da. 68, s-a gândit că acolo vor rămâne și băieții. Dar, văzând această atracție pentru țara unde s-a născut ea, până la urmă nu poate decât să fie, da, fericită și să se bucure, da, că se întoarce ceva, da, în și România. Acum, cu acest proiect cu Alexa,
E numai un zâmbet. E numai un zâmbet. Are și de ce. Eu vreau să îl mai ascultăm pe Ciro de Luca cântând la tine nu voi renunța în dulcele grai românesc. Ciro de Luca, la tine nu voi renunța, la tine romantică, România, romantică. La tine da, în toate, da. Muzică, spune și de, da, la ce anume, da. Și la colaborarea și la cu, Micuța Alexa, să revenim la evenimentul care v-a adus astăzi la emisiune. Deci cât ați lucrat la această melodie, care s-a născut așa frumos, are povestea asta? Aproape un an de zile. Aproape un an de zile ați lucrat. Am gândit să facem, să creăm ceva aparte. Și cred că ne-a ieșit, cred. V-a ieșit, Alexa, ce spui? Ești mulțumită? Da. Înțeleg că ați prezentat deja pe o televiziune națională la Răzvan și Dani, vom vedea și noi înregistrarea la finalul emisiunii. Și acum o să fim și la un spectacol într-un proiect Arta contra Drog, marca CADO, la București, pe 13 august. Cu o componentă educativă, Pe 13 august, la Gardini Terre, o premieră, un spectacol de teatru și muzică. De noi vom fi gardinii muzicii și vom cânta Macheroni și piesa Micuța Gualdiona. Despre ce se vorba în melodia asta? În care dintre ele? Asta pe care o prezentați acum? Este despre iubire. Despre adică iubire? Eu sunt prea mică să iubesc și despre... Și dacă află tata va fi... Nu pot să spun, rămâne între noi, nu spunem la nimeni, da? Dar tu știi ce e iubire? Nu. Nu? O să întreb pe mama ta. Și cânti iubirea. Iubirea e tot ce suntem noi. Fără iubire nu putem face nimic pe lumea asta. Nimic nu iese. În toate trebuie să punem un strop de iubire. Da. Deci este o melodie frumoasă, o melodie care cântă ritmată, iubirea. Aioasă. Da. Pentru toate vârstele. Nu contează. Deci poate să o cânte liniștită. Tata poate sta liniștit. Tata este suporterul și impresarul Alexei. Dacă tata va sta liniștit. Eu cred că stă încă liniștit, dar nu va mai dura mult, pentru că o fetiță atât de talentată, o fetiță cu succes, nu e chiar cel mai comod copil pentru un tătic. Te păzește tata? Da. Da. Deocamdată n-are de ce să teamă. Deocamdată viața e foarte frumoasă. Ești un copilaș. Un copilaș care a cunoscut succesul. Ce simți tu acolo pe scenă când te aplaudă lumea, când cânti? Emoție, bucurie? Bucurie. Teamă? Nu. Niciodată
puțină frică, așa, oleu, dacă mă fac de râs, dacă uit versurile, dacă mă încurc. E un pic de emoție acolo, le ai. Nu, niciodată. Emoția aceea, poate, care ne face să ne dăruim în totalitate. Ciro avea emoții când a început să cânte? Eu mereu și acum le am. Da, mă mir că ea, mulți artiști vorbesc de această stare de emoție care te ajută să dai tot ce e mai bun și mai frumos în tine. A început prima notă și restul pur dispare. După care totul curge frumos, curge lin. Tot. Dacă ești un artist adevărat. Dacă vrem să vă vedem, unde să venim în weekend, De la Bran. La Bran. La Dracula Music Contest. Da. Marca Belle Arti. Așa. Spune Mogulu. Da. Trebuie să promovăm evenimentul. Când este? Deci, sâmbătă. La, deci, după amiază, la ce oră este? Dimineață până seara. Deci este un maraton muzical. 10, da, maraton este muzical. Un maraton muzical. Și acolo, gala va fi de la ora 19. De la ora 19 va fi și gala. Deci dacă vrem să vă susținem dincolo de micile ecrane, să vă vedem cântând pe viu, venim la Bran, la acest festival. Mult succes. Mulțumesc. Alexa, și o vară frumoasă să ai. Mult succes, Ciro de Luca, să auzim lucruri bune și frumoase despre româno-italianul nostru. Da. Așa am stabilit, româno-italian. Și la final de emisiune eu propun să ascultăm această piesă, să vă și vedem un fragment din emisiunea Neața cu Răzvan și Dani, acolo unde ați fost în premieră. Asta e, la mine ați venit astăzi, sunteți întotdeauna bineveniți. Să auzim de bine. Rămânem cu muzica și cu cei doi oaspeți ai mei din această seară, Ciro de Luca și Alexa. Siciliana, un bicchier di vino rosso ed ho fatto il colpo grosso. Se dai mare cu prosciutto, rigatoni sau peroni, dacă-și cer un mic dejun, o să aștept până la Crăciun. Un momento signorina, me ne intendo di cucina, vuole adesso una frittata, ecco a lei è preparata. Maccheroni, maccheroni, son pennette o rigatoni, con il pesto, con il sugo, gnocchi oppure tortelloni. Maccherone, maccherone, e ci metto il provolone, è un prodotto originale, maccarone number one.